Deci, bună ziua, ne aflăm pe strada Republicii, municipiul Călăraș, la ce număr? 73. 73. Ce s-a întâmplat aici? Deci acum s-a întâmplat o devastare curată, că eu trebuia să păstrez lucrurile după evacuarea respectivă în condițiile de stradă. Și pentru... Va evacua primăria? Cine va evacua? Proprietarul? Proprietarul m-a evacuat, așa că e casa lui. Am înțeles, este casa lui, dar toată situația asta s-a creat din cauza că eu le-am plătit datoriile din urmă, pe casă, și moștenitorii, că eu n-am știut că sunt moștenitori 100 sau cât sunt. Așa, mă rog, e treaba lor moștenirea. Deci moștenitorii s-au început să se lăcomească pe casa asta respectivă. E o casă simplă? Ce avem aici? Ce fel de deci, casă? Deci s-au lăcomit pe casa respectivă. Aveți o cameră? Și acum proprietarul, știind că eu i-am plătit datoriile din urmă cu 10 ani, deci i-am plătit datoriile pe vreo 20 de ani până în momentul de față. Și totuși a fost evacuat. Și a fost evacuat pentru treaba asta, că le-am plătit, știind și normal, că e dreptul lor, e casa lor, moștenirea s-a efectuat, bineînțeles, fiecare și-a primit hârtiile de moștenitor. Spuneți-vă, rog, unde dormiți acum? Ce se întâmplă cu noi astăzi? Unde stați? Sunt în serviciu de pasă, lucrez la Scarlat. Lucrați la Scarlat ca pasnic. Da, dar unde dormiți? Că la Scarlat... Mai închis și ochii din când în când, că nu pot deodată ca să dorm în continuu. Aici un pic, dincolo un pic și mă descurc. La iarnă unde vei sta? La iarnă nu se știe. Nu se știe. Aici văd niște televizoare, tomberoane. Deci, situația a spus din cauza că am plătit datoriile din urmă și normal că notariatul, în loc să trimită hârtiile 0-0% pentru toți, în momentul respectiv când i-am plătit datoriile din urmă, înțelegeți, ei și normal au primit hârtiile că fiecare cât are, că eu nu știu cât are. Ați fost la primărie, ați întrebat la primărie dacă este legal, cum s-a procedat, vă poate ajuta cu locuință? Am fost, am și hârtia acolo, dar la poartă am întâmpinat probleme. Că mi s-a răspuns că primarul nu are în buzunare locuințe. Zic eu, domnule, n-am venit pentru locuință să-mi scoată mie din buzunar o locuință acum, imediat. Eu am venit pentru evacuarea ciudată care s-a petrecut acolo, la Republicii 73. Deci, pur și simplu, hârtiile le-am acolo. Cum vă numiți, vă rog, am uitat să vă întreb? Hoghiș Iosif. Domnul Iosif, deci domnul primar nu vă poate ajuta cu locuință pentru Dar nu, eu m-am dus pentru evacuarea ciudată, să verifice dacă sistemul, este legal, dacă e ceva în neregulă. Și ce vi s-a spus? Că nu se poate. Ceva în neregulă trebuie să fie, că nu se poate așa un om să fie dat afară. Înțelegi așa aiurea. El, în loc să mă despăgubească pentru faptul că i-am pus în drepturi casa pentru moștenire, ei să fie mulțumiți, eu s-am lăcomit, îl dăm afară și pe nenorocitul ăla, și așa, și mă rog, asta e situația. Și ați ajuns aici cu bagajele în stradă. Furate de aici, noaptea asta, au fost furate, uitați cum se vede aici, totuși, asta trebuie să le strâng acum. Păi și unde le strângeți? Că văd că aveți un container. Cine v-a dus containerul ăsta? Containerul ăsta, tot el a zis că mi le aruncă la gunoi. Mi-a depreciat din start lucrurile și zicea că sunt gunoaie. Și acum să demonstreze că acest lucru este real, că treaba asta am vrut să eu zic și primarul lui, pentru aia mă duceam în audiență, el fain frumos se duce la domnul primar, a făcut niște poze cu cutii întoarse, rupte și așa mai departe, că asta sunt într-adevăr niște gunoaie. Că domnul primar și normal nu o să vină hap-trap imediat acolo, că nu are timp, are alte treburi și normal. El îi pune niște poze în față pe telefonul lui, că asta este, și după aia obține iar o hârtie de la domnul primar, într-adevăr, că uitați gunoaiele respectivului, adică din start mi le-a depreciat, a zis că aduce și container să-mi arunce mie lucrurile la gunoi. Cum crezi că se va rezolva situația? Păi situația trebuie să rezolve cumva, într-o modalitate. Le lasă aici în stradă lucrurile tale, ce se întâmplă? Păi eu ce să, sunt eu de vină în treaba asta? Nu ești de vină, dar uite că așa ai ajuns. Păi asta este. Ce pot să fac altceva? Bine, îți doresc succes și să rezolv situația. Da.